Ce am vrut să vă spun altceva, începând de astăzi, este funcțional un număr de telefon special, 913, mă rog, 0256913, dedicat bicicliștilor, pentru ca ei să poată sesiza dacă pe pistele de biciclete staționează mașini sau sunt alte lucruri în neregulă. Am promis că vom face lucrul acesta într-o discuție de la un post de televiziune cu o reprezentantă a bicicliștilor, eu zic a bicicliștilor buni, și prin urmare orice promisiune la mine se respectă. Au trecut 3 zile, numărul este deja la funcțional. Da, este gestionat de același dispecerat ca și numărul 968 al poliției locale, dar este un număr dedicat pentru bicicliști. 913, ușor de ținut minte. Nu vă pot spune amănuntul acesta, dar funcționează non-stop, presupun, ca orice număr de urgențe. Non-stop funcționează. N-am discutat asta. Vi s-a cerut mai multe ori să faceți o dezbatere publică prin interzicerea circulației bicicletelor prin centru. O să faceți? Nu, nici vorbă. N-am ce să dezbat. Sunt lucruri care se negociază și lucruri care nu se negociază. Eu răspund asupra ceea ce se întâmplă în zonele respective. Legea dă ca prerogativă de a stabili cine are acces și cine nu are în anumite zone comisiei de circulație. Comisia de circulație a hotărât, nu se votează lucruri de genul acesta. Puteți să dați exemple de câteva chestiuni care sunt negociabile sau se dezbat? Păi, sunt o mulțime de lucruri. Câte dezbateri publice am avut până acum, câte sondaje am avut, câte consultări în fel și chip. Ce de exemplu? Ar trebui să stăm aici zile în șir ca să le epuizăm. La numărul ăsta pot să sune și bicicliștii răi? La numărul acesta poate să sune orice biciclist, desigur, și eu am speranța că vor fi din ce în ce mai puțini bicicliști răi, pentru că cei care s-au comportat necorespunzător până acum, cred că vor înțelege ce înseamnă oraș civilizat și vor înțelege că administrația actuală a orașului a depus de la început eforturi foarte mari pentru a asigura condiții cât mai bune pentru folosirea bicicletei și va continua să depună astfel de eforturi. Suntem sprijinitori ai celor ce vor să folosească bicicleta, fie pentru a se deplasa la serviciu, fie în diverse locuri unde au treabă, fie pur și simplu pentru promenadă. Și trebuie să înțeleagă lucrul acesta în mod corect, nu să se lase intoxicați de cei care din populism sau încercând să mai ciupească și ei cât un dram de simpatie, că stă foarte prost la capitolul acesta, vin și prezintă lucrurile total pe dos față de cum sunt în realitate. La noi vorbesc faptele. Iar când e de spus nu, șoferii vor fi amendați și se aplică legea. Bun, și se poate suna și pentru pietonii răi? Se poate suna, desigur, dar eu cred că noi trebuie să, în primul rând, să învățăm să ne respectăm între noi. În urmă cu luni de zile am avut pe Facebook o postare intitulată aproximativ "Să ne respectăm între noi". Era un mesaj adresat deopotrivă pietonilor, șoferilor și bicicliștilor, deopotrivă. Și trebuie să înțelegem că dacă nu ne respectăm între noi, suntem chiar într-o postură absurdă, pentru că fiecare dintre noi are cel puțin două calități. Odată, pe aceea de pieton o avem cu toții, da? După aceea, majoritatea pietonilor mai au fie postura de biciclist, fie postura de șofer, fie chiar pe ambele din când în când. Dar trebuie să înțelegem că fără respect reciproc nu se poate trăi bine într-o comunitate. Și aici trebuie să mai lucrăm la educarea unora care nu înțeleg asta.